Ministrul Apărării Naționale nu a dat un răspuns tranșant în legătură cu eventuala cedare a clădirii Cercului Militar din Târgoviște către Consiliul Județean. Mircea Duș a arătat că se încearcă găsirea unor soluții ca imobilul să poată fi reabilitat și repus în valoare. Am venit la Cercul Militar, o clădire istorică, o clădire de patrimoniu, ca împreună cu domnul președinte și cu prefectul și cu primarul municipiului să găsim o soluție de reabilitare a clădirii și de punere în valoare acestui monument istoric pentru a fi folosit numai de către militari și de cetățenii din municipiul Târgoviște și de cetățenii din județul Dâmbovița.